Shaun Graves este un ucigaș din Ohio, începându-și cariera în 2006, terminându-se în 2016. Un ucigaș de femei, însă ultima lui victimă a fost mai inteligentă și a apucat să-l denunțe, înainte ca el să o ucidă. Următoarea înregistrare este una reală între victimă și operatoarea de urgențe. Mai exact, totul s-a întâmplat în septembrie 2016. Când poliția a primit un apel de la o persoană care le șoptea că a fost răpită, abuzată și legată, exact lângă abuzatorul ei, care dormea pe canapea. Femeia a dat detaliile la telefon, care i-au salvat viața. What is the address to your emergency? I just lost street laundromat. What is it? Fourth street laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? John Green. You said John Green? Sean Great. Where's she at now? Asleep. Where is she sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the laundry street. And it's in one of those houses. What color is the house? Yellow. Please hurry. Is it an apartment? No, it's a house. Okay, does he own the house? No, he broke into it. Does anybody actually live there? I think they've been abandoned. Does he have a weapon? Are you injured? A little. Where did he take you from? My apartment. I mean, I was walking with him. You were walking with him? Mm-hmm. Where were you walking to? His place. I had known him for like a month and a half. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared. Is there a bathroom in the house? Well, his bedroom is closed, and he made it so it would make noise. And if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. So are you tied up now? Well, but I kind of freed myself. Is he in the same room with you? Yes. Are you bleeding from anywhere? Not anymore. Just set the phone down. În timp ce vorbea cu operatoarea, accidental aceasta lovește un obiect pe care se afla pistolul cu electroșocuri, trezindu-l pe bărbat. În momentul acela, timpul era limitat. Poliția știa că trebuie să ajungă repede, de urgență la ea, să nu fie a șasea victimă a criminalului. Bărbatul se ridică și se uită la ea, însă buimac de somn, nu realizează conversația lor. Are you still there? How much longer? What? How much longer? Do you hear any officers outside? No. Okay, they're in the area. Can you get out of the house? It's locked. It's locked? Are you at the door? She's at the door. She's at the door in the right side of the house. She got out of the bedroom. Is there a window there? Yeah, I'm looking out. If they come, they'll come back. She said... Hurry, hurry. She said to hurry up and come back. Yeah, they can see me if they it's come locked. To it. The door is locked. Yeah. Come out. Hurry up. Get out here. Where is he? Bedroom's sleeping. Yeah. Okay,
somebody in there. Here, cover yourself up. Tell me what happened. What happened? Au salvat femeia și l-au arestat pe bărbat. Aceasta era tulburată, cu semne vizibile pe corp, semn că a fost abuzată, atât sexual cât și bătută. Shaun Graves, ca adolescent, era un băiat normal, fiind atractiv pentru femei, însă ascundea o ură în el. Când a mai înaintat în vârstă, a fost arestat pentru că și-a bătut iubita. După ce a ieșit, a fost din nou arestat pentru intrare prin infracție la iubita lui, care avea vârsta de 17 ani atunci. După 8 luni, povestea se repetă, însă odată a ajuns în casa ei, se ascunde sub pat, așteptând ocazia să fie singură. Însă asta nu l-a oprit, fiind un bărbat arătos, a ajuns să aibă 3 copii cu 3 femei diferite. Fosta lui soție, Amber Nicol, susține că i-ar fi spus că dacă el nu-și vede copilul, nimeni nu o va face. După ceva timp, a început să se întâlnească cu Cristina Hildrev. La început, totul a fost ok, roz. Însă Grade nu a putut să-și ascundă fața întunecată prea mult timp. Nu numai că a ajuns agresiv și gelos, însă ajungea să fie și indiferent, lăsându-și prietena într-o ceață continuă. So was he violent with you? Yes. In what way? He broke my hand, blacked my eye, strangled me, tied me up. Ostilitatea lui se va mări de la relație la prieteni. Când a apelat la un amic pentru ceva, acesta a fost refuzat, iar atunci și-a arătat adevărata față, spunându-i că nu-și dorește să-l vadă pe adevăratul el. Eventual, Grade s-a mutat în Mansfield, umblând din femei în femei, întâlnindu-și primele două victime, Rebecca Lisi și Candice Kemetham. Rebecca era o lucrătoare la stradă, să zic așa, iar corpul ei a fost găsit în data de 13 martie. Moartea ei a fost dată pe supradoză, însă Grade a pledat vinovată la moartea ei. Candice Kemetham locuia cu Grade în Mansfield până când a dispărut în 2015. Poliția nu a putut să o găsească până când Grade a fost arestat, ducând poliția la trupul ei, care se afla la o casă arsă în Richland County. El a devenit și mai barbar în următoarea victimă, femeia care ați auzit-o mai devreme în conversația telefonică. A spus că l-a întâlnit în apartamentul unde locuia, câștigându-i încrederea. El, văzând asta, a atras-o într-o casă abandonată, forțându-o să îndure zile întregi de tortură și la lucruri inexplicabile, în timp ce era legată. El nu a prea dormit în primele zile, nelăsându-i timp să fugă. Însă după încă o zi de tortură, acesta a dormit, telefonul fiindu-i exact lângă el. Femeia, văzând asta, a profitat de oportunitatea fiind ultima șansă de scăpare în viață. A luat telefonul ușor, să nu-l trezească, și a sunat la poliție. Când poliția a ajuns la proprietate, au rămas șocați. Acolo se aflau mai multe cadavre. El le ucidea abia după ce le câștiga încrederea, unele fiind descompuse în casă. Operatoarea a primit multă ură din partea oamenilor, pentru că vorbea tare și punea întrebări care nu erau necesare, putând ușor să se trezească bărbatul din somn din cauza întrebărilor ei, la care femeia era nevoită să răspundă. Însă această poveste are un final fericit, iar monstrul a fost capturat, iar acum își așteaptă sentința la moarte. Înregistrarea care o să o auziți este făcută de miliardarul Bob James Ward,
care a declarat că tocmai și-a împușcat soția accidental. Când se pregătea de somn, s-a dus în dormitor și a fost șocat să-și găsească soția în vârstă de 51 de ani, într-o stare tulburată, ținându-i arma în mână. Bob spune că arma s-a activat accidental, în timp ce se chinuia să o ia de la ea, înainte să se sinucidă sau să-l ucidă pe el. Aceasta este înregistrarea. Urgency. I just shot my wife. You just what? I just shot my wife. Where's your wife? She's right here on the floor. Please send somebody at 5277 Iowa Country Club Drive. Okay, what's going on there? I just shot my wife. You just shot your wife? I shot my wife, yes, please. Send somebody over. Don't mind with me. Let me add the fire department. Don't hang up. I will. Where's the weapon at, sir? Orange County Fire Rescue. The address of your emergency? 44. 5277 Iowa Country Club Drive. I'm there. I just shot my wife. Okay, where's the weapon? It's in the, Yes. I'm sorry? Where, is she breathing? No, she's dead. You know that for sure? I think so, yes. Okay, sir, where is the weapon? It's in the nightstand next to the bed, the master bedroom. And I'll be glad to meet the officers at front door. Where is your wife, Mickey, sir? She's in the floor in the master bedroom. How old is she? Born in 1954. You're sure she's not breathing, or? She's dead. She's done. I'm sorry. Sir, did you purposely do this? No. Or was it an accident? It was an accident. How long ago did this happen, sir? Probably 5 minutes ago. I'm on the front steps. You're out on the front steps? Yeah, I'm on the front steps. Okay. And then on the front gate, from the front steps, we'll go upstairs and we'll find Diane. Yeah, they're being attacking. You told me to turn them back up. Did you see the deputy? Yeah, I see lights, but they're turn them back up. Turn them back up. Hey, guys, over here. Over here. Surprise, under here. Here, man. You're on the phone. I'll meet you on the phone. No, I got them on the phone. We're good. We can hang up. We're with you. Okay. A fost acuzat de moartea soției, însă el susține că arma s-a activat accidental când a încercat să o ia de la ea. Procurorul susține că cei doi s-au certat din motive financiare, de aceea și împușcat-o. Adevărul însă va ieși la iveală. După ceva timp, o schimbare semnificativă s-a petrecut. Bob și Diana aveau tot ce vroiau, avere. Familie frumoasă, compusă din două fete, Sara și Maleri, fiicele celor doi, au spus că era o familie unită, însă dintr-o dată imperiul tatălui lor a căzut, ajungând aproape la faliment. Dar asta nu l-a doborât, rămânând optimist, însă nu și mama lor, care a devenit supărată, nevrând să piardă averea familiei. Femeia a mai luat și antidepresive, dar pe zi ce trece devine din ce în ce mai rău, o femeie care se comporta normal, chiar și în public. Toată ura era îndreptată către soț, obligându-l să facă ceva, să aibă luxul cu care era obișnuită. Fiica mai spune că tatăl ei era sacul de box al mamei. Bob a mai declarat că Diana, soția lui, era instabilă și sinucigașă. Iar în 2018, apărarea a prezentat alte dovezi. O scrisoare scrisă de Diana în care spune că se sinucide. Scrisoarea a fost găsită de anchetatori în locuința celor doi. Pe scrisoare scrie: Dragă Maleri și Sarah, știți cât de mult vă iubesc. Nu știu cum am ajuns așa. Îmi doresc să aveți o viață minunată și să știți că o să vă veghez. Aveți grijă de tati, vă iubesc mai mult decât vă puteți închipui. Aveți grijă și de câini, au nevoie de voi.
Experții au analizat scrisoarea și au dedus că este scrisă de Diana. Deci dacă este așa, într-adevăr, el nu și-a împușcat soția. Dar asta tot nu explică tonul calm când a vorbit telefonic cu poliția. Nici măcar când l-a investigat, nu a fost agitat. Nu prea are sens. Then you're doing it rather than any reading glasses anybody has. Sure. Thank you so much. Thank you. I have my pair. Thank you. I have a folding pair, but I think they took them. Thank you. Oh. Like I said, I'm Detective Frost. I didn't get your name, your first name. I go by Bob. Okay. But it's James Robert. Este de menționat că oricine își împușcă accidental soția. Arată măcar un regret sau un gest. Însă Bob a fost calm și detașat. Este în închisoare și astăzi. Probabil că ați mai auzit înregistrarea asta, circulând pe tot internetul. Astăzi o să vă prezint adevărul din spatele înregistrării. Fiți atenți! This is the Ruth Price of 3877. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and... Yeah? And said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Videoclipul a circulat mai tot timpul sub numele de o femeie bătrână. A fost ucisă în timpul unui apel telefonic. De-a lungul timpului, oamenii au sugerat că este o farsă sau un antrenament pentru operatorii de poliție. Numele femeii este Ruth Price, iar apelul a fost real, însă internauților le-a fost greu să adune informații despre apel și cine era Ruth Price, sugerând toți că a fost ucisă în timpul apelului. Dacă ați fost atenți la început, Ruth își dă adresa ca 3877, continuarea fiind anonimată de operatorul de poliție. În timpul apelului, s-a prezentat ca fiind o femeie în vârstă, spunând că un bărbat îi dă târcoale apartamentului ei. După puțin timp, tace. Apoi auzim un strigăt de ajutor, spunând că nu poate respira. Din fericire, informațiile despre ea au ieșit la suprafață. Ruth Mildred Starr a fost născută în Blaibow, Colorado, în 7 decembrie 1935. Aceasta este fotografia de pe albumul școlar. Aceasta a murit în anul 1994, pe 17 mai, în San Diego. A mai fost menționată și în ziarul Assault, în 3 noiembrie 1990. În ziar scrie că Ruth M. Price a fost agresată la blocul 3800, strada 35. This is the Ruth Price of 3877. Ceea ce vedeți face legătură perfectă cu apelul. Nu a fost o farsă și nu a fost niciun antrenament. Iar strigătul a fost cât se poate de real. Însă, din fericire, chiar și la vârsta aceea înaintată, a fost în stare să lupte cu atacatorul și să mai trăiască încă 40 de ani. Cât de ciudat o să vi se pară, chiar și acum, în Statele Unite ale Americii, încă se mai folosește înregistrarea cu un antrenament din cauza strigătului de panică. Așa născându-se zvonul femei ucise brutale în apel cu 911. Măcar povestea are un final fericit față de ce ați crezut. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul.